Momentul arată interesant. Am văzut aseară Universitatea Craiova a învins pe Rapid și s-a apropiat la 4 puncte de prima poziție, iar duminica viitoare, adică peste exact o săptămână, are loc duelul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Fiecare rundă ne propune atât în play-off cât și în play-out lucruri foarte, foarte interesante. Ne ocupăm însă deocamdată de farul FCSB. Curând vom vedea echipele de start decise de Gică Hagi, respectiv Elias Harlambus. Vedem și o scenografie spectaculoasă realizată de fanii constanțeni. Așadar, Gheorghe Hagi începe această partidă cu Buzbuc în poartă. Așteptăm și așezarea de la farul. Larie revine în primul 11, Popescu fundaș dreapta, Gustavo Maris și Dusto completează linia defensivă, Ganea, Cheiros, Grameni, Ronaldo Deaconu, Luis Munteanu și Cojocaru, tripleta ofensivă. Vom vedea dacă așa va sta farul sau va fi alta așezarea. Marcel Vârsan la centru, Adrian Vornicu și Alexandru Florian Bișan sunt asistenții săi. Arbitrul de rezervă este pentru această partidă Valentina Porumbeni, Iulian Dima și Iuliana Elena Demetrescu se află în camera VAR. Viorela Angherine și Alexandru Deaconu sunt observatorii acestui joc și așteptăm și formula celor de la FCSB, trupa antrenată de Elias Harlambus și Mihai Pintilin. Poartă este Târnovanu. Fundașii sunt Valentin Crețu, Siavonga, Anghezana, Vlad Chiricheș, care n-a mai jucat din august 2023, și Risto Radunovici, Mihai Alexandru, Adrian Șut și Darius Solaru la mijloc. În atac, Eduard Rada Slavescu, Alexandru Măruță și Florinel Coman. Grameni și Olaru, cei doi capitani. Vână, titular integralist în meciul cu Rapid, este absent în această seară, probabil accidentat. El nu se află nici pe banca de rezerve. Spuneam că revine Ionuț Larie, care nu a mai jucat de o lună, de la meciul cu Cluj, pierdut de Marinari în deplasare 0-1. Din ce la FCSB îl avem pe Rada Slavescu, drept jucător sub 21 de ani, după prestația modestă pe care Octavian Popescu a avut-o în runda precedentă, dar Octavian Popescu îl vedem pe lista rezervelor. Acolo unde se află la formația oaspete și Haruț, un alt jucător care vine după o problemă medicală. Lovitura de start a jocului va fi dată în mod simbolic de Dumitru Caraman, cel care a fost atacant la FC Farul Constanța în perioada 1965-1967 și 1969-1975. Dumitru Caraman a fost în tricoul Farului în partide de campionat în peste 150 de meciuri și a marcat 39 de goluri. El este însoțit de fiul său, care a jucat la Sportul Studențesc, la Astra, dacă nu mă înșel, a fost pe acolo. Atacant, tot atacant era, număr 9, a jucat la mijlocul anilor 90. Costin Caraman. Da, iată o familie de fotbaliști și o familie care a rămas aproape de Farul, de fenomenul Farul, echipa reprezentativă pentru Dobrogea. Luis Munteanu în imagine, principalul pericol pentru poarta apărată de Târnovanu în această seară. Vine după o prestație de excepție în Giulești, unde a marcat de două ori. Îi plac meciurile mari lui Luis Munteanu. El a fost cel care a marcat golul de 3-2, golul care i-a adus titlul Farului, golul care a făcut o campioană pe Farul. Marcel Bârsan se pregătește să dea startul acestei partide. Luis Munteanu în spate și acum putem să ne lămurim care este sistemul propus la această partidă de Gică Hagi și care va fi poziția lui Mihai Popescu. E posibil ca Mihai Popescu să joace în partea dreaptă a apărării pentru a încerca să-l blocheze pe Florinel Coman, considerat pe bună dreptate principalul pericol pentru orice adversar din Superliga care înfruntă pe FCSB. Un fel de Araujo la Vinicius, păstrând proporțiile, că tot, mă rog,
e un pic departe totuși El Clasico, nu e chiar atât de aproape, mai sunt meciuri importante între timp până la Real Madrid-Barcelona. O minge care ajunge în afara terenului, aruncare de la margine pentru Farul. Primește Gustavo Marins, o pasă care trece destul de aproape de Radaslavescu. Dus-o, întoarce la Gustavo Marins, sigur pe el, în fața lui Băluță. Reușește Cojocaru, nu reușește să rămână la minge din această contră. Se schimbă posesia, Crețu aruncă de la margine, Alexandru nu redublează, grozav. Cojocaru recuperează și scoate până la urmă o lovitură liberă. Interesant, Valentin Crețu a repus foarte repede de la margine, dar îi cerea colegului care a pasat lui Alexandru să fie foarte calm, deși într-un fel sau altul el îl grăbise pe, sau grăbise faza, că pe Alexandru nu îl grăbise. În primul meci jucat în acest sezon între cele două echipe pe acest stadion, FCSB s-a impus cu 1-0 datorită unui gol marcat dintr-un penalti controversat de Olaru. Meciul avea loc în septembrie. În meciul retur din sezonul regulat, scorul a fost 1-1. Al-Hassan a marcat pentru FCSB, iar Larie a înscris pentru Farul dintr-un alt penalti controversat. Probabil că vă aduceți aminte poveștile celor două lovituri de la 11 metri. Duso combină cu Cojocaru, spațiu mare la dispoziție pentru Duso, care accelerează, vine Crețu, reușește să-i trimită lui Cojocaru. Cojocaru respinge Târnovanu, nu urmărește, însă Ronaldo Deaconu sare totuși la această minge. Cojocaru protejează, Cojocaru, șutul lui Grameni, scoate Târnovanu încă o dată. Duso aici îi ia fața lui Radaslavescu, nu reușește să centreze. Alexandru acoperă acea zonă și îndepărtează până la urmă pericolul. Două ocazii în aceeași fază pentru echipa lui Gică Hagi, iar atacul Farului continuă cu pasa lui Cristi Ganea. Reușește Înghezana să scoată mingea din acea zonă, însă Cristi Ganea este la recuperare. Ganea, care a fost în prima parte acestui sezon tocmai la FCSB, a fost utilizat în 5 partide de campionat și în 3 meciuri de Cupa României. Buzbuchi, meci special pentru portarul Farului, este duelul cu numărul 100 pentru el în Superliga României. Din nou Cojocaru, care pare să fie surpriza pregătită de Hagi pentru acest play-off. Duso, Duso din nou cu zonă mare de acțiune. Duso centrează din nou slab. Șut este cel care vine să închidă în zonă centrală. Continuă Duso, Cojocaru primește în careu. E un fotbalist cu o tehnică bună pe spații mici. Cojocaru, apare și Înghezana pentru a-l ajuta pe Alexandru și ia aruncare de la margine. Nu se așează bine FCSB aici în flancul drept. Cine ar trebui să-l ajute pe Crețu sau cine ar trebui să coboare cu Duso, care a scăpat până acum de două ori. Duso care nu se sincronizează aici cu Cristi Ganea. Va fi doar repunere din careul mic pentru FCSB. Și revedem ocaziile celor de la Farul. Cojocaru fără gol până acum în prima ligă. E primul care îl testează pe Târnovanu, apoi vine o altă execuție a lui Grameni și aceasta este o super paradă, aș zice, a lui Târnovanu. Foarte frumoasă intervenția golkeeperului integralist în acest sezon al Superligii României. Între timp, Farul a revenit în posesie și este lovitură liberă pentru echipa lui Gică Hagi, desigur. Multă agitație și acolo pe margine. Îl vedem în plan depărtat pe Elia Saralambus. Când o să avem cadre cu Hagi, evident că vom vedea același tip de manifestări. Grameni, pasator la primul gol al lui Luis Munteanu în Giulești. Vine și celălalt om cu pasa decisivă, Cojocaru, pentru golul de 2-0 al Farului. Acum o minge mișcată pentru Grameni. Grameni poate da la poartă, preferă o pasă în adâncime. Este Luis Munteanu. Munteanu, balonul sare la Cojocaru, centrează din prima, centrează în forță, dar imposibil pentru Gustavo Marins să ajungă la acea minge. Start lansat pentru Farul, care pare să aibă o idee foarte clară despre cum să joace în această seară împotriva celor de la FCSB. Radaslavescu, două pasă direct la adversar, bună această pasă a lui Duso pentru Cojocaru. Luis Munteanu, Luis Munteanu mai departe pentru Grameni, pasa este prea tare, apare Florinel Coman care se impune în fața capitanului Farului.
titular la meciul cu Irlanda de Nord de la București, Florinel Coman, primește acum balonul Băluță. Interesant lucru, toți cei trei jucători din atacul celor de la FCSB au evoluat pentru echipa constanțeană. Coman și Rada Savescu chiar au fost crescuți la Academia de Fotbal a lui Cică Hagi, în vreme ce Băluță a fost aici la prima echipă timp de un sezon, adus de la Chindia, vândut apoi la Universitatea Craiova cu 200.000 de euro. Un prim reproș al lui Darius Olaru pentru Marcel Bârsan, Dusso, a doua pasă greșită, aruncare de la margine pentru FCSB. Rada Slavescu este cel care se pregătește, nu, îi lasă până la urmă mingea lui Crețu, are ceva de împărțit cu spectatorii. Rada Slavescu scapă printre dinți o înjurătură ceva din public. Nu, dar, că ar fi vreuna frumoasă, dar ar trebui să se concentreze pe jocul lui, pentru că până acum Dusso a făcut două curse și el nu a reușit să-l urmărească. Dusso parcă nu e piciorul lui, piciorul stâng. După ce a dat o pasă direct la adversar mai devreme, acum se chinuie și abia trimite în afara terenului. Aruncă de la margine Crețu, vine la primit Olaru, întoarce pentru șut și Vlad Chiricheș la prima atingere de balon, șut, schimbă partea pentru Risto Radunovic. Ca de obicei, cei de la FCSB vor încerca probabil să-și concentreze eforturile în flancul stâng la Florinel Coman, care joacă în adâncime pentru Rada Slavescu. Iese Buzbuchi și prinde. Rada Slavescu revenit după ce a avut o problemă medicală. Ne aducem aminte cât de bine a intrat în joc atunci când a fost utilizat în meciul cu FCO 1948 Craiova, atunci când exista o criză la nivelul jucătorilor eligibili pentru Naționala de Tineret la FCSB. Mă refer, nu existau soluții viabile, iar Rada Savescu și-a făcut treaba, însă atunci în meciul respectiv, nu, scuze, n-a fost cu FCO 1948 Craiova, a fost o altă partidă în care a intrat pe parcurs și cu FCO 1948 Craiova a fost singurul duel în care a fost titular în acest sezon înaintea meciului de astăzi. Dar și atunci a apărut într-un anumit context. Gustavo Marins întoarce la Queiroz. Mijlocașul central al Farului joacă pentru Larie. Cei de la FCSB urcă în pressing. Larie elegant avansează cu mingea la picior și îl găsește pe Ganea. Preluarea nu e grozavă. Încearcă o pasă în adâncime. Chiricheș îi trimite lui Radunovic. Șut întoarce la Vlad Chiricheș. Doar al cincilea meci. A apucat să joace 4 partide până să se accidenteze și să iasă din circuit. Florinel Coman înțeapă balonul în fața lui Mihai Popescu și este faultat. Lovitură liberă de care beneficiază FCSB. O intrare întârziată a lui Mihai Popescu. Schimbare de parte, Crețu. Crețu centrează pentru Băluță. Reușește să respingă Gustavo Marins. Ganea intervine și el. Iar acum Luis Munteanu, urmărit de Alexandru, întoarce pentru Dusso. Mingea a fost atinsă de Crețu pentru că Dusso a lăsat balonul în afara terenului. Tot el aruncă de la margine, reprimește Dusso, înapoi la Queiroz, la Gustavo Marins, acum este Diogo Queiroz. Reata a reușit să se impună acolo în zona din fața apărării. A fost unul dintre cei mai buni jucători, dacă nu cumva cel mai bun jucător al Farului în deplasare contra Rapidului, Diogo Queiroz, cu o prestație extrem de consistentă. Un jucător care, pe vremea când era junior, se prevedea un mare viitor în fotbalul de cel mai înalt nivel. Gane acum, o pasă pentru Grameni, Larie trimite către Ronaldo Deaconu, care reușește acolo devierea. Grameni către Ronaldo Deaconu, pasă pentru Luis Munteanu, curge bine atacul Farului. Grameni în ghezana reușește să blocheze un picior întins în fața adversarului. Inghezana a reușit să blocheze șutul jucătorului de la Farul. Minutul 11 la Ovidiu, Farul FCSB 0-0. Deaconu îl împinge acolo pe Olaru, reușește să recupereze balonul. Luis Munteanu, Cojocaru, deposedat de Alexandru, șut. Rada Slavescu dă și pleacă frumos undoiul cu Băluță.
L-are însă pe Duso, pe urmele sale, întoarce balonul la Crețu și FCSB pasează înapoi cu Înghezana, de la acesta la Radunovici, dar Farul poate urca aici în pressing, în jumătatea de teren a celor de la FCSB. Îi lasă să joace în dreapta, vine în pressing Ganea. Radaslavescu, frumos trece aici de Duso, Alexandru. Alexandru caută sprijin, primește de la Păluță. Nu-și face bine pașii ca să-i trimită lui Coman. Abia acum ajunge mingea la Florinel Coman. Învăluie Radunovici. Coman. Coman trece de Grameni, dar este deposedat de Popescu. Iar șut e la recuperare, șut marcator în acel 3-2 pentru Farul din penultima etapă a play-off-ului sezonului trecut, meciul la care făcea referire ceva mai devreme Ionuț. Crețu pasează pentru Înghezana, jucătorul din Africa de Sud, cu o diagonală interesantă pentru Radunovici. Grameni s-a întors însă acolo la timp, s-a retras la timp, recuperează Mihai Popescu, Deaconu, Grameni, Luis Munteanu cu călcâiul spectaculos, dar acolo se află Înghezana. Bun ritmul în startul acestei partide, Ionuț. Coman se întoarce din nou, Popescu reușește să-l blocheze. Grameni, Luis Munteanu. Faultat. Luis Munteanu călcat. Lovitură liberă pentru Farul. Activează modul Bet Builder. Nu s-a oprit însă capitanul celor de la FCSB și a văzut cartonașul galben din partea lui Marcel Bârsan. Destul de nervos Olaru în acest start de partidă. Spuneam mai devreme că a țipat la Marcel Bârsan pentru un banal out pe care arbitrul arătase pentru Farul. Iar acum, cum spuneam, o intrare pe care trebuia să o evite, putea să o evite lejer. Primește Gustavo Marins. Queiroz, nu este Ganea. Queiroz, mai departe pentru Larie. Aceeași diagonală, de această dată imprecisă. Crețu nu prea grozav, dar îi rezistă lui Cojocaru, Alexandru. Radaslavescu. Înapoi pentru Crețu. Iar acum Înghezana. Chiricheș. Chiricheș pentru Crețu. Din nou Farul urcă bine în pressing. Înghezana, Târnovanu și cam atât a fost pe construcția celor de la FCSB. Dacă totul va fi ok cu Târnovanu, în etapa viitoare va bifa meciul cu numărul 100 în Superliga României. Va ajunge la numărul de jocuri atins în această seară de adversarul său, Alexandru Buzbuchi. Duso nu poate să treacă acolo de Crețu. Duso nu obține nimic în această fază. Fostul jucător de la Dinamo și Rapid lipsește și în această seară de la Farul. Tudor Băluță în continuare accidentat. FCSB a pierdut doi jucători la antrenamentele din ultimele 7 zile. Ovidiu Popescu și Luis Felipe nu mai sunt pentru moment variante pentru Elias Aralambus. Crețu în dificultate, pasă pentru Radaslavescu, recuperează Ganea, pasa lui Deaconu pentru Luis Munteanu. Cojocaru, Cojocaru încearcă să treacă, aproape că reușise. Dar câte probleme în defensiva celor de la FCSB, probleme cu echilibrul de această dată. A alunecat Înghezana. Oricum, Farul mai bună în acest prim sfert de oră. Chiricheș pentru Târnovanu. Da, în cele două meciuri care s-au jucat în sezonul regulat, FCSB nu a fost superioară. Aici o pasă pentru Florinel Coman, reușește să ajungă la timp la minge. Popescu și iau de poartă. Sau? Nu, e lovitură de colț. Nu, iau de poartă, au de poartă, a forțat nota Florinel Coman, nu mi-am dat seama după acel cadru strâns, iau de poartă pentru că el a atins ultimul mingea. 3 dueluri câștigate până acum de Mihai Popescu în fața lui Florinel Coman. Pare că știe ce trebuie să facă și a făcut temele.
pentru această poziție inedită de fundaș dreapta. Grameni nu joacă ofensiv, pasează înapoi, reprimește Queiroz, Ganea din prima. Siguranță destul de bună în pas pentru băieții lui Gică Hagi. Și mai e un, cred eu, un aspect foarte important, cursivitatea jocului. Sunt secvențe destul de lungi de pase și pase foarte, foarte iuți. Recuperează FCSB, Rada Slavescu îl caută în stânga pe Coman, Mihai Popescu. Intervenție bună acolo lui Mihai Popescu, chiar dacă Buzbuchi nu poate evita cornerul, însă îl blochează încă o dată pe principalul marcator al celor de la FCSB, Florinel Coman, cu 15 goluri marcate în acest sezon. Coman are însă și 8 pase decisive. A jucat împotriva Irlandei de Nord la echipa națională. Nu a reușit însă să se facă remarcat. Bate această lovitură de colț. Coman își așteaptă coechipierii, îl așteaptă pe Nghezana. Nu mai e Daua, care era cel mai periculos om la aceste faze fixe. Centrarea lui Coman este șutată și balonul deviat de Nghezana, care apare bine la prima bară, se duce pe lângă poartă. Iată-l pe fundașul sud-african, ia fața lui Mihai Popescu, dar nu reușește să șteargă mai fin mingea, o lovește și era trecut de prima bară, de aceea nu prinde cadrul porții. Oricum e prima fază importantă, da, în dreptul celor de la FCSB din acest joc din etapa a doua a play-off-ului. Luis Munteanu, excelent, s-a retras acolo la recuperare Adrian Șut, Lixandru Nghezana și acum Crețu la duelul cu numărul 291 în prima liga a României. O pasă a lui Șut trimite direct la adversar, la Mihai Popescu. Acum la recuperare Lixandru către Valentin Crețu, care trece în jumătate adversă. Crețu, o pasă pentru Rada Slavescu și acum Lixandru. Rada Slavescu blocat de Duso, primește Cojocaru, pleacă foarte bine Duso. Cojocaru până la urmă îi pasează lui Duso în poziție regulamentară. Cearcă o trecere spectaculoasă Cojocaru, de multe ori prea îndrăgostit de minge. Cât spațiu avea să-i paseze lui Duso și a preferat o preluare în plus. Aici Duso, la fel, vrea să fie tehnic, dar nu iese nimic. A ajuns până acum de multe ori în poziții bune Damian Duso, dar nu a știut ce să facă, pur și simplu. Iar aici Păluță așează mingea tocmai pentru Duso. Este intervenția lui Șut. Să vedem ce face Ganea. Preferă să lase mingea să iasă în afara terenului. Repunere de la margine pentru echipa lui Gică Hagi. O formație care pare să fie atins un vârf de formă în 2024, tocmai în play-off. Șutează Cojocaru, mingea deviată ușor, nu sunt probleme pentru Ștefan Târnovanu. Repune mingea în stânga la Radunović, jucător cu gând de plecare din vară. Radunović pe diagonală îi trimite lui Băluță în centru. O intrare a lui Darius Solaru, o contra acolo cu Larie, rămâne posesie pentru FCSB. Revedem șutul lui Cojocaru, dar a lovit rău balonul. A fost și o minge deviată de șut. Aruncare de la margine pe care o efectuează Crețu. E liber șut, prea liber, are timp să-și așeze mingea, dă la poartă, balonul lovește pe Rada Slavescu. Radunović, din nou șut, joacă printre, excelentă pasă la Darius Solaru. Olaru a vrut să-i trimită lui Coman în careu. Radunović recuperează, Florinel Coman, șut, Olaru, Coman reușește să treacă. Rada Slavescu strânge bine Ganea, care degajează în afara terenului. Repune Radunović pentru Coman. Risto Radunović
către Olaru și a anunțat recent dorința de a pleca la vară Risto Radunovic, însă rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru. O pasă lui șut pentru Olaru, Alexandru, mingea este respinsă de Mihai Popescu, sare șut, sare și Larie, duel între Chiriche și Luis Muntean, în urma căruia se acordă lovitură liberă pentru formația gazdă. Mai târziu, mai precis la 22 pe Digisport 2, este Real Madrid Athletic Bilbao, pe Digisport 3 la 21:45 clasicul Franței, Marseille împotriva lui PSG, iar pe Digisport 4 în această seară avem finala turneului ATP de la Miami. Gustavo Marins pentru Queiroz. Larie. Larie se hotărăște să avanseze și aceeași diagonală primește Cojocaru, urmărit acolo de Nghezana. Cojocaru trece, dublează Crețu. Nghezana reușește să degajeze. Apare Rada Slavescu. Ganea, Queiroz aruncă mingea la întâmplare, Crețu și el la întâmplare dus-o, joacă din prima pentru Cojocaru. Luis Munteanu, s-au aglomerat în această zonă jucătorii farului, Luis Munteanu și e lovitură de colț, lovitură de colț pentru farul. Cred că a fost și lovit acolo Luis Munteanu în duelul pe care l-a purtat cu Valentin Crețu, un Hagi agitat, furios. Dar când este liniștit Hagi, mă refer în timpul unui meci, în afara jocurilor, mai sunt momente de liniște și pentru el, desigur, dar la partide mereu este conectat la maximum. Este meciul cu numărul 32 pentru el ca antrenor contra celor de la FCSB, formație la care la un moment dat a fost tehnician. Centrează Ronaldo, Deaconu, Alexandru. Mingea este la Cojocaru, care reușește să-i paseze lui Deaconu și acum Dussault. Dussault forțează acolo pătrunderea, se descurcă bine Ronaldo, Deaconu, centrare periculoasă, mingea este respinsă de șut. Rada Slavescu. Olaru apare aici, cade de lângă Ganea, minge pe care o recuperează Larie. Buzbuchi are timp să preia, trimite lung, apare foarte bine Luis Munteanu, care îi așează lui Ronaldo Deaconu, urcă Mihai Popescu, cere mingea lui Munteanu în spatele lui Chiricheș, care reușește să intercepteze acest balon. Șut din prima cu Radunovic. Deocamdată nu avem luciditate acolo în ultimii 30 de metri, nici într-o parte, nici în cealaltă. Se greșește mult în acea zonă. Nghezana schimbă partea foarte bine pentru Florinel Coman, care reușește să treacă acum de Popescu. Continuă Olaru, Larie are prin planul la această minge și joacă simplu în această fază. Iar o minge în parcarea din spatele tribunei oficiale a stadionului central din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi. E minutul 24 la Ovidiu, deocamdată fără goluri. Aseară Universitatea Craiova a înfruntat pe Rapid, vineri seara a fost Șepși și CFR Cluj în celelalte două meciuri ale etapei din play-off. Valentin Crețu centrează pentru Coman. Popescu respinge și este corner, un corner pe care probabil va executa Florinel Coman. N-a fost deloc grea ideea lui Crețu, da, și deloc grea centrarea, chiar dacă mingea nu ajunge la Coman. Da, doar că Florinel Coman de foarte puține ori apare în fața porții să atace de acolo, din flancul stâng. Deși are talie, un jucător de 1,85-1,86 m, și ar putea să fie mai îndrăzneț. CFR Cluj în celelalte două meci. Coman bate cornerul. Minge deviată de Băluță, Chiricheș pune rău piciorul și balonul sare paralel cu linia porții. Coman încă o dată, centrare arată bine pe bara a doua, nu ajunge Alexandru de această dată. Două centrări foarte bune trimise de Florinel Coman. Putem considera că e o ocazie mare pentru FCSB. Iată cum pune piciorul Chiricheș aici. A avut mai degrabă un reflex, pentru că mingea vine din scurt, e deviată. Și a avut acel reflex, doar că a întins prea mult piciorul. Queiroz către Buzbuchi. Buzbuchi a fost portarul farului la prima înfruntare
dintre cele două formații la nivelul primei ligi în noiembrie 2012, atunci când FCSB se impunea în fața echipei numite atunci Viitorul cu scorul de 4-0. Meciul se juca la Constanța. Încă era în picioare vechea arenă din Constanța, locul căreia așteptăm și noi ca toată lumea să apară un stadion nou, ultramodern. Cel mai mult așteaptă cei de la Farul, desigur. A început bine Farul, dar de câteva minute bune s-a stins un pic echipa lui Gheorghe Hagi. Primește șut Radunovic. Chiricheș mută jocul la Crețu, întâmpinat aici de Ganea. Nghezana, Târnovanu, foarte bine joacă din prima, dar greșește Radunovic. Rada Slavescu e mai rapid, o pasă a lui Chiros, iese Buzbuchi care lovește rău mingea. Îi dă emoții lui Gheorghe Hagi cu această degajare. Primește Radunovic. Olaru din nou se grupează cei de la FCSB acolo în partea stângă. Acum o minge spre Crețu, ratează Cojocaru. Acum Crețu centrează mingea, lovește pe Duso. Florinel Coman dezechilibrat. Grameni la întâmplare, recuperează Chiricheș. Coboară Nghezana. Primește Crețu. Băluță. Băluță înapoi pentru Crețu. Nu e nimeni în centru care să vină la primit. Trebuie să joace prin Nghezana. Chiricheș. Mai departe la Radunovic. Mută mingea de pe un flanc pe celălalt, cei de la FCSB. Iar acum e aruncare de la margine. Pare să fi preluat controlul asupra partidei echipa lui Elia Saralambus pe digisport.ro și în aplicația Digisport, ca de obicei foarte multe lucruri interesante, însă suntem în minutul 28 când Rada Slavescu este înlocuit cu Octavian Popescu. Da. Consolează jucătorii parcă. Amuzant, ar fi amuzant acest moment. L-au consolat pe Rada Slavescu de parcă făcuse cine știe ce rău. Pleacă direct la vestiare. Rada Slavescu. Cred că e un moment trist. Da. E un moment trist. Nu, aici nu mă refer la Rada Slavescu. E un moment trist pentru fotbal în general. Da. Și în fine, faptul că e consolat de colegi e un semn al faptului că toți oamenii care îl consolau nu l-ar fi schimbat. Exact. Pentru că ei știu cum se simte un fotbalist într-un asemenea moment. Alexandru este blocat, Damian Duso. Duso într-un duel cu Băluță. Să vedem dacă recuperează Alexandru. Da, recuperează. Spuneam că pe digisport.ro și în aplicația Digisport găsiți ca de obicei foarte multe lucruri interesante. De exemplu, aveți răbufnirea lui Fatih Terim după ce a fost învins de Răzvan Lucescu în campionatul Greciei și planul pe care l-au italienii cu Mihailă și Denis Man la recuperare aici, Risto Radunovic. Mingea este însă degajată acum de larie în zona lui Cojocaru. Cojocaru reușește să treacă de șut. Foarte bună preluarea. Cojocaru întoarce balonul. Prea multe floricele în jocul lui Cojocaru. E adevărat, e la primul lui sezon, să spun, sau mă rog, nu a avut continuitate până acum. A jucat aici colo câteva minute. Abia acum în play-off, cum spuneam, pare să fie arma secretă scoasă de Hagi la înaintare. Și acum a apărut la un moment dat Mazilu, doar că se încurcă în propriile dribblinguri Ionuț Cojocaru. Trebuie să fie mai simplu, mai clar în ceea ce vrea să facă. Duso din nou într-o poziție bună pentru Cojocaru. Excelent aici a încercat Duso, dar neatent cu echipierul său. Ganea. O pasă pentru Cojocaru, centralul lui Cojocaru, aproape Luis Munteanu să reia balonul în poartă. Luis Munteanu cu dubla
prin partida din Giulești, a adus victoria pentru formația sa. Avusese 8 etape fără gol marcat. Luis Munteanu înscrisese în primul duel din 2024, nu mai făcuse însă până la înfruntarea cu Rapid, încă o dată centrala lui Ionuț Cojocaru. La pauză și la final, Fotbal Club, Marius Lăcătuș, Ilie Dumitrescu și Cristi Giambașu sunt invitații lui Radu Naum. La un sfert de oră după miezul nopții, sunteți așteptați de Andrei Tivirichi la Digigol. Alexandru pentru Florinel Coman, îi rezistă lui Popescu, ținut însă de Chiros, care face un foul stupid. În momentul în care reușești să fii acolo în pressing, nu trebuie să comiți o astfel de eroare. Băluță, Crețu pentru șut, nu iese preluarea, pierde în fața lui Chiros, excelent Ganea. Minge în adâncime la care nu ajunge Deaconu. Cum spuneam, în ultimii 30 de metri lipsește claritate, nu neapărat claritatea, dar acuratețea execuției. Crețu pierde balonul, Ganea o pasă slabă, se greșește de o parte și de cealaltă. Până la urmă minge ajunge la Gustavo Marins. Parcă vedem ce s-a întâmplat și aseară în meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid, când în prima repriză Rapid începuse foarte bine, a avut 10 minute, 15 minute excelente, apoi jocul a abundat în greșeli, iar prima repriză a sfârșit prin a fi una modestă. La fel se întâmplă și acum între Farul și FCSB, cu Farul care a început furtunos cu cele două parade ale lui Târnovanu, doar că acum vedem cum greșelile și-au făcut apariția și nu par să iasă, să rupă careva ritmul. Deaconu deposedat corect de Chiricheș, Radunovic, Alexandru, Chiricheș, înapoi la Târnovan. Golkeeperul FCSB aproape de centrul terenului spre Darius Solaru, Cheiro s-a recuperat, Deaconu s-a aruncat acolo, Alexandru în fața balonului, Grameni în spate către Ionuț Larie. Sunt două schimbări astăzi la Farul față de formula utilizată de la început de Hagi contra Rapidului. Boli și Vână au fost schimbați cu Duso și Larie. La FCSB era un formula de start, trei schimbări față de meciul cu Șef și Ovidiu Popescu, Daua, Octavian Popescu înlocuiți cu Crețu, Chiricheș și Rada Slavescu. Între timp însă Octavian Popescu și-a făcut revenirea pe gazon. Ai spus vreodată, facem pariu? Ești de-al casei și de... Avansează și încearcă o pasă spre Băluță. Duso bine plasat aici. Primește Larie. Larie, aceeași urcare a lui Duso. Minge deviată de Crețu. Iar aruncare de la margine pentru FCSB. Până la urmă se pare că mingea l-a atins și pe Duso, cel puțin așa a arătat arbitrul asistent. Au jucat mult aici în stânga la Duso cei de la Farul, doar că spuneam și mai devreme, Duso a părut omul nepotrivit pentru schemele Farului. Toată lumea pune accentul pe partea stângă. Da. Și într-o parte și în cealaltă, Coman profită de o pasă greșită, Coman avansează spre careul advers, minge Pedro Octavian Popescu și respinge Buzbuchi. A fost însă offside la decarul celor de la FCSB, rămâne însă parada lui Buzbuchi într-un război psihologic, să spunem, cu adversarii. Târziu vine pasa. Încearcă să se adapteze, a mai jucat de atâtea ori acolo ca atacant. Octavian Popescu, randamentul său a fost unul modest, dar nu are pur și simplu cine să joace la FCSB pe acea poziție. Băluță, bineînțeles, a mai interpretat și el rolul de număr 9. Miculescu, da, care pare căzut în disgrație, nu prea mai prinde un loc de titular. Popescu acum, întâmpinat de Olaru.
reușește să-i trimită lui Cojocaru. Cojocaru trece frumos, îi trimite lui Luis Munteanu, cade de lângă Radunović. Nu se dă nimic. Nu se dă nimic la această fază, aproape că îl imploră Luis Munteanu pe Marcel Bârsan, jenat din spate de Radunović, a căzut atacantul Farului, dar și în cazul lui de multe ori renunță ușor la dueluri Luis Munteanu. Este una din cauzele pentru care deocamdată nu a reușit afară. Luis Munteanu cu 7 goluri și 3 pase decisive în cursul acestui campionat, practic e cel mai bun sezon din cariera sa din punct de vedere al realizărilor și al contribuțiilor la marcarea unor goluri. Duso încearcă să treacă și reușește să treacă spectaculos de Valentin Crețu. Scoate lovitura liberă. Avem raportul posesiei baronului mai mult timp în dreptul Farului, în posesia Farului mingea, decât în dreptul formației oaspete. Da, Luis Munteanu, deși faza a avut loc acum aproape 2 minute, a rămas cu gândul la ea. Lovitură liberă pentru Farul, de departe, dar au stângaci de calitate. Îi plac stângacii lui Gică Hagi, asta nu e un secret. Grameni, Ganea, Deaconu, 3 stângaci sunt la mijlocul terenului pentru Farul. Dar fundaj lateral stânga e un fotbalist de picior drept, Duso. Ca un paradox. Iată-l pe Cojocaru. Greu de crezut că el va executa. Se sfătuiește cu Dina Grameni. Așteaptă fluierul lui Marcel Bârsan. O minge mișcată pentru Grameni, centrare, o lovitură de cap de departe, de la 14 metri a lui Ronaldo Deaconu. Dar nicio emoție pentru Târnovanu. Ia să vedem ce a fost aici. Nimic. Nimic, absolut nimic. Jenant, Luis Munteanu. S-a lovit de Radunović, orice fundaș se apropie de tine, pune corpul un pic, te face să-l simți, dar nu l-a împins, nu i-a pus piedică, nu i-a făcut nimic Risto Radunović. Însă mai important mi se pare al lucru faptul că s-a petrecut în afara careului. Da, deci era în afara careului. Dar oricum, pentru atitudinea lui Luis Munteanu, pentru viitorul lui, astfel de lucruri nu ar trebui să le facă, pentru că avea mingea sub control, era mingea lui aceea. Dar să-l simți pe adversar în spatele tău și să te arunci pe burtă pentru că știi că ești la 16 metri, 18 metri și că poate ieși o fază fixă, e bine, iată că nu se dă. O, ce trecere aici a lui Mihai Popescu. Popescu în adâncime, dar nici acum mingea nu-l depășește pe Chiricheș, care are o prestație bună până în acest moment, o prestație sigură. Șut, Coman reușește să devieze pentru Olaru mai departe către același Florinel Coman. Coman în duel cu Gustavo Marins. Vine Mihai Popescu din spate și reușește să respingă. Iată cum Coman și Olaru reușesc, cred că pentru a doua oară, o combinație în acea zonă. Se cunoaște foarte bine că la FCSB este extrem de importantă conexiunea dintre cei doi. Cornerul este executat de Florinel Coman. Suntem cu 6 minute înainte de pauză. Farul și FCSB la egalitate, 0-0. A bătut foarte bine până acum Florinel Coman. Fazele fixe, trimite și acum șutat tot la prima bară. Chiricheș a fost cel care trebuia să devieze. Mingea ajunge la Radunović, urmărit de Luis Munteanu, întoarce balonul la Crețu. Cum cu stângul se descurcă mai greu, nevoit să întoarcă la Târnovanu. Dar FCSB este mult prea previzibilă, pentru că nu a avut nicio acțiune aici în dreapta, pur și simplu, nicio acțiune. O minge care îl lovește în față pe Diego Queiroz, o pasă care este agățată de același Mihai Popescu, degajează Larie, Alexandru îl bagă frumos sub minge pe Cojocaru. Chiricheș așteaptă destul de mult până să-i trimită lui Crețu. Șut acum. O minge respinsă de Duso în afara terenului. Și Crețu este cel care repune mingea
E duelul cu numărul 37 între cele două formații la nivelul primei ligi. 8 succese până astăzi pentru Farul, 23 pentru FCSB, dar și 5 meciuri terminate la egalitate. Crețu către șut și acum în Ghezana primește balonul Alexandru. Olaru, iată o pasă în partea dreaptă și Băluță face o preluare foarte bună. Băluță la finalizare cu exteriorul, scoate Buzbuchi. Coman acum în duel cu Mihai Popescu. Coman, să vedem centralul lui. Coman, Octavian Popescu prinde Buzbuchi. Spectaculoasă această fază de atac a celor de la FCSB. Prima acțiune în flacul drept în această seară. Băluță care a reușit să marcheze cu stângul un gol foarte frumos. Acum preferă o execuție cu exteriorul, cu dreptul. Dacă ieșea acest voleu înalt al lui Octavian Popescu, ar fi fost un gol senzațional. A vrut să marcheze cum a făcut-o contra Oțelului în deplasare în Cupa României, Băluță. Da. Vorbeam mai devreme de trecutul său de la Viitorul. Băluță a jucat în 25 de partide și a marcat 3 goluri în sezonul 2013-2014. Reușitele sale din acel sezon au fost împotriva celor de la Concordia, Chiajna, ACS Poli Timișoara și Petrolul. Spuneam, la finalul sezonului venea transferul la Universitatea Craiova, schimbul sumei de 200.000 de euro. Cojocaru, cam prima situație în care Farul putea juca în spatele fundașilor centrali pe Luis Munteanu. Aici Alexandru, mai rapid este Ronaldo Deaconu care îl deposedează. Ganea primește Cojocaru, ratează preluarea. Cojocaru pierde în fața lui Darius Olaru, se lasă avantaj, semn că a fost un fault al lui Cojocaru. Olaru pasează târziu și blochează Mihai Popescu. Acum Cheiros îl avea pe Dina Grameni clar, căruia să-i paseze și a trimis în adversar. Minge pentru Ronaldo Deaconu, îl presează acolo pe Chiricheș. Târnovanu nevoit să degajeze cu stângul pentru Darius Olaru. Minge recuperată de Gustavo Marins. Gustavo Marins, un brazilian venit de foarte tânăr în România. Ar fi extraordinar ca în câțiva ani echipele de la noi, câteva deja fac lucrul ăsta, să aducă fotbaliști tineri din străinătate, de ce nu din Brazilia, cum e cazul lui Gustavo Marins, și aceștia să crească aici, să se dezvolte aici. E mai bine să aduci oameni foarte, foarte tineri decât jucători trecuți de o anumită vârstă. Aici în Ghezana e faultat de Cojocaru. A părut că așteaptă atacul adversarului, a întârziat un pic în Ghezana, dar nu cred că se aștepta la această intrare. Piciorul lăsat în spate, iată, îl ia pe sus Cojocaru. E de galben această intrare. Și cred că a văzut galbenul. Da. Se duce la minge cu piciorul, dar vine și îl ia cu celălalt. O intrare foarte tare. Am auzit. Cojocaru, care a început atât de bine partida, iar apoi a căzut în propria admirație a acelui star de meci, a greșit ulterior aproape toate pasele, toate mingile, iar acum se alege și cu un cartonaș galben. Pe poziția lui, acolo, mai degrabă de servant pentru Luis Munteanu, a evoluat mult prea complicat. Lovitură liberă pentru FCSB, ultimul minut al primei reprize. La fel ca aseară în Bănie, ne îndreptăm spre un 0-0 și sperăm ca, la fel cum a fost meciul de aseară, în repriza a doua să fim răsfățați cu o partidă mai bună. Pe DigiSport 3 a început Le Clasic, cel mai încins derby al Franței, Marseille împotriva lui PSG. Aubameyang nu lipsește de la OM, în vreme ce atacul lui PSG este format din Mbappé, Colomuani și Dembele. Grameni este deposedat de Alexandru, însă neregulamentar, și este un singur minut suplimentar pentru partea întâi a acestui joc. În pauză, vă reamintim, Fotbal Club.
Doar un minut de prelungire pentru această primă repriză. Larie, o pasă pentru Gustavo Marins. Diego Queiroz lovește rău balonul, are timp să coboare Mihai Popescu. Minge recuperată însă de Chiricheș. Șut, coboară Crețu, care poate avansa aici, întâmpinat de Ganea. Crețu și iese cu mingea în afara terenului. A stat, a copt prea mult următoarea mișcare și a pierdut mingea din vedere. Da, amuzant momentul cu Valentin Crețu, însă este final de primă repriză. Farul FCSB 0-0 și așteptăm, cum spunea și Ionuț mai devreme, golurile, ocaziile mari în repriza secundă. Mergem în studioul Fotbal Club. Pauză, frații mei, o repriză, să spunem, mediocră din partea ambelor echipe. Sperăm că în repriza a doua Steaua să-și revină așa cum de obicei ne-a arătat în ultimele meciuri, că repriza a doua pentru ei e foarte bună, intră bine repede la pauză cu golul. Și hai pe CSB! Nu uitați, like, share, subscribe dacă vă place ceea ce facem și dacă doriți să repiți alături, apăsați butoanele de like, share, subscribe. Dacă doriți să faceți o donație, o puteți face prin intermediul super chat-ului și super mulțumirilor. Hai pe CSB! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make.
could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I want to be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and so
in. All our minds, you put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Step one, wake up, really gon' rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise the sun.
educating, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Ocazii la care s-a opus Târnovanu, FCSB a terminat mai bine prima parte cu un șut al lui Băluță scos de Buzbuchi și cu câteva faze fixe bătute foarte bine de Florinel Coman, execuții razante, șutate greu de apărat. În rest, între aceste două momente, să spunem, pe care și le-au împărțit cele două echipe, a fost un joc în care au abundat pasele greșite, erorile, și iată schimbarea, a doua schimbare la FCSB, după ce în prima repriză Rada Slavescu a fost înlocuit după nicio jumătate de oră de Octavian Popescu, intră Antui. Și cred că trebuie să ne gândim la ultima fază de atac a celor de la FCSB din prima repriză, acel moment în care Crețu a scăpat mingea de sub control cu ochii după colegi să vadă cui îi pasează, a scăpat mingea în afara terenului și cred, asta cred că el este jucătorul înlocuit cu Nana Antui. Nana Antui care este la al treilea meci, da, în locul lui Crețu, vine confirmarea acum, este la al treilea meci în care joacă în acest sezon contra celor de la Farul. Primele două fiind însă în tricoul echipei armene, Urartu, acolo unde, în dubla în care a fost observat de cei de la FCSB pentru a fi transferat. Nici o mișcare în tabăra Farului, acolo unde lucrurile au fost cât de cât sub control. S-au blocat bine marinarii, de altfel spuneam și în prima repriză, acțiunile s-au desfășurat preponderent în flancul stâng la Florinel Coman. Foarte interesant de lui cu Mihai Popescu în această seară. S-a reluat partida de la 0 la 0. Radunovic întoarce pentru Chiricheș, de la acesta la Înghezana, care joacă din prima, respinge Mihai Popescu, Luis Munteanu deposedat de Lixandru Radunovic, o deviere a lui Octavian Popescu, dar își supraestimează aici viteza, închide Gustavo Marins și vine degajarea lui Buzbuchi, respinge Chiricheș, Cojocaru, lângă el este Antui, care reușește să-l deposedeze și fluieră un fault al lui Cojocaru, Marcel Borsan. Farul în continuare cu Buzbuchi în poartă, Popescu, Larie, Gustavo și Duson în defensivă, Cristi Canea, Diogo Chiros, Grameni la mijloc în atac, Ronaldo Deaconu, Luis Munteanu și Cojocaru, iar FCSB cu Târnovanu, Antui, Înghezana, Chiricheș, Radunovici, Alexandru, Șutolaru, Băluță, Octavian Popescu și Coman, cu precizarea că în prima repriză, dacă Antui a intrat la pauză în locul lui Crețu, în prima repriză Octavian Popescu a intrat în locul lui Rada Slavescu. Coman contrat de o intrare la minge aici, o contră a lui Mihai Popescu, se resimte Florinel Coman. De aici vom vedea mai bine la minge, e intrarea. În fine, lovitură liberă pentru FCSB. A judecat altfel Marcel Vârsan acest duel. Vă reamintim, Adrian Vornicu și Alexandru Florian Vișan sunt asistenți, iar arbitru de rezervă astăzi este Valentin Porumbel. Iulian Dima și Iuliana Demetrescu sunt în camera VAR. Hagi agitat acolo pe margine. Perigi Sport 2 este Real Madrid, Atleti Bilbao, Perigi Sport 3, clasicul dintre Marseille și PSG. Centrarea lui Risto Radunovic la colțul lumii este respinsă
de Gustavo Marins, care le face semnă colegilor să avanseze, însă recuperează repede Olaru, o pasă către Coman. Coman ajunge la minge, Coman, și scoate o reprânere de la margine. Încearcă să reia partida de acolo de unde au lăsat-o cei de la FCSB, adică din jumătatea de teren a farului. Primește Chiricheș. Mai departe pentru Antui. Băluță încearcă să combine cu Antui. Rămâne la minge, noul intrat la FCSB, șut, joacă pe diagonală, doar că Florinel Coman e foarte departe de această minge. Cumva încearcă să copieze ceea ce a făcut farul foarte bine în prima repriză. De multe ori au jucat mingea în dreapta, câteva pase, apoi venea diagonala pentru Dussault. Doar că la un moment dat au dispărut și aceste diagonale, iar jocul farului s-a stins ușor, ușor. Da, mai ales linia de mijloc nu a produs mare lucru la farul. Cristi Ganea, de exemplu, mie mi s-a părut inexistent. Acum îl vedem la minge, îi așează lui Mihai Popescu, presat de șut și e aruncare de la margine pentru Alba Albaștri. Un singur eșec în ultimele 6 meciuri pentru farul, o serie în care Constanțeni a reușit 2 succese și 3 egaluri ca rezultate pozitive. Munteanu trece de Chiricheș, însă mingea a ieșit în afara terenului, totuși rămâne în posesie echipa lui Hagi. Intervine din nou Chiricheș. Mihai Popescu, vă reamintim, este primul meci pe care Chiricheș îl joacă din vara lui 2023 încoace. Ultima prezență sa a fost la partida de pe 28 august 2023 contra celor de la UTA. În deplasare a fost meciul care s-a accidentat. E doar al 5-lea meci din acest sezon, vorbind de partide de campionat pentru Chiricheș, cel care în noiembrie va face 35 de ani. Ronaldo Deaconu pentru Gustavo Marins. Dussault. Dussault încearcă la interior. Multe inexactități la Damian Dussault din punct de vedere tehnic. Octavian Popescu, Cojocaru. Cojocaru rămâne la minge spre Deaconu, această pasă în Ghezana. Degajează, nu, pasează bine Antui până la Octavian Popescu. Încearcă să mute jocul la Florinel Coman, trimite slab, respinge Mihai Popescu, șut depășit de această minge. Deaconu pentru Cojocaru. Cojocaru întârzie, Cojocaru vrea din nou prea mult. Iar cei de la FCSB resping șutul lui Ganea. Pe lângă poartă, în fine, iese la rampă Ganea cu acest șut puternic, dar care nu prinde poarta lui Târnovanu. Farul are doar 3 goluri marcate în ultimele 4 meciuri disputate și asta în condițiile în care a reușit 2 pe terenul Rapidului. Târnovanu, o minge pentru Chiricheș. Antui către Lixandru. Alexandru reușește să păstreze acolo balonul, însă până la urmă îl pierde în fața lui Damian Dussault. Dussault cu o lansare interesantă pentru Cojocaru, aflat în duel cu Antui. Se descurcă excelent fundașul dreapta de la FCSB din această repriză secundă. Acesta da, iese Deaconu destul de repede și intră în locul lui Grigorian. Radunovic acum cu o minge lungă interceptată lejer de Larie. Mihai Popescu trece de 2 adversari. Chiricheș ajunge înaintea lui Grigorian. Târnovanu ratează preluarea. Octavian Popescu, balonul întors de Gustavo Marins. Buzbuchi, lansare precisă pentru Dussault. Combină cu Ganea. Gustavo Marins. Din nou Ganea. Primește acum Popescu, doar că farul are prea mulți jucători aici în propria jumătate de teren. Vine la primit Grigorian. Larie
Aceeași minge în stânga, ajunge la Duso, joacă din prima pentru Cojocaru. Execuție imprecisă, Înghezana acoperă, primește șut, Înghezana se accidentează după această pasă la portar și Antu îi dă mingea în afara terenului. Să vedem dacă e vreo problemă serioasă sau va putea continua Înghezana. Marcel Bursan se duce să vadă despre ce e vorba, o problemă la gleznă, să nu fi călcat greșit după pasa la portar. Pe bancă este Daua. Și cam atât pentru postul de fundaș central. Mai e Alexandru în teren. Da, Alexandru și care el poate coborâ în caz de nevoie. Iată-i pe Haralambus și Pintili, unul lângă altul, discută pe seama celor văzute până în acest moment. Schimbare? N-am văzut gestul specific. Da. S-a părut că avea ambele mâini ridicate de obicei. Dacă e ok, ridici una singură. Da, schimbare. Trebuie înlocuit Înghezana. Oare ce problemă? Dacă e o problemă musculară, s-ar putea să-l țină cel puțin două săptămâni departe de teren. Daua se pare chemat de la încălzire, da, el se dezechipează, exista și varianta introducerii lui Alhasan și a retragerii lui Alexandru, însă se pare că Daua va intra în locul lui Înghezana. Deocamdată șut coboară lângă Chiricheș, în centrul defensivei celor de la FCSB, Radunovic până la Coman, mai departe la Octavian Popescu. Octavian Popescu direct în afara terenului pentru Darius Solaru și va repune Ionuț Larie. Al 10-lea minut al reprizei secunde, același scor ca la pauză și evident ca la începutul meciului, 0-0. Respinge Chiricheș. Grigorian recuperează Ganea pentru Grameni, încearcă să dea drumul la un 2. Chiricheș. A revenit Înghezana pe gazon, dar e într-un picior, e doar la număr acolo. Antui, Alexandru, Băluță, joacă din prima, Octavian Popescu pierde în fața lui Diogo Queiroz, iar Gustavo Marins întoarce la Buzbuchi. Nu se grăbesc cei de la Farul, deși au văzut că Înghezana nu e tocmai în condiții bune din punct de vedere fizic. Ar trebui să încerce să accelereze, doar că Farul cumva a revenit la acea construcție leșinată în multe momente, cu pase repetate între fundași și centrali. Popescu aici îl ratează pe Olaru. Larie îl urmărește aici pe Florinel Coman. Intervenție hotărâtă a lui Popescu. Larie, mingea ajunge la Grigorian. Grigorian pe tușă, nu prea e spațiu aici. Aruncare de la margine pentru Farul, îl pune repede Luis Munteanu. Cojocaru alunecă acolo, Alexandru pleacă Duso, vine pasa foarte bună a lui Dina Grameni pentru Damian Duso, poate centra în care o minge deviată de Înghezana, scoate Târnovanu! Aproape de autogol Înghezana, care trebuia să fie în afara terenului. Incredibilă fază. Însă, chiar dacă e aproape de autogol Înghezana, dacă ne uităm pe reluări, o să vedem că intervenția lui este una foarte importantă, pentru că mingea era centrată de Duso foarte bine pentru Luis Munteanu. Evită golul Târnovanu, evită o ocazie Înghezana, dar putea fi autogol. Bine, e o decizie stupidă în momentul în care un jucător nu mai poate alerga. Acolo trebuia să coboare un jucător apt din punct de vedere fizic, să rămână șut sau să fie Alexandru. Și pe Înghezana îl trimiteai vârf, pentru că acolo nu e niciun pericol dacă pierzi mingea. Din acest punct de vedere mi se pare... Da, au scăpat cei de la FCSB, dar asta arată câtă confuzie domnește la această echipă. Chiricheș trebuia să zică, du-te în față, Înghezana, nu sta lângă mine, pentru că nu poți să fugi. A avut noroc pentru cei de la FCSB, să sperăm că nu și-a făcut mai mult rău prin acel sprint pe care a fost nevoit să-l facă pentru a ajunge la minge. A intrat Daua între timp la Înghezana, în locul lui Înghezana. Larie acum,
dincolo de centrul terenului, camerunezul Daoua respinge, face același lucru Diogo Queiroz. Alexandru, mingea rămâne la înălțime pentru o bună bucată de timp. Șut pentru Risto Radunovic, mai departe spre Olaru, intervenție hotărâtă a lui Mihai Popescu, are noroc cu gărdulețul de lângă tribună. Olaru i-a sărit repede mingea pentru a o repune. A intervenit excelent mai devreme Ionuț Larie, recuperează Alexandru, frața lui Grigorian, Băluță îi pasează lui Nana Antui. Antui cu o pasă pentru Alexandru. Alexandru, centrare blocată, Nana Antui e acolo și e corner. E corner pentru că Dussault a respins mingea în afara terenului. A fost ultimul care a atins balonul. Al patrulea corner pentru FCSB, un singur corner pentru Farul. În prima repriză, Nghezana a avut o lovitură de cap care s-a dus pe lângă poartă. Acum Daoua ar trebui să preia sarcinile fostului său coleg de defensivă. Luat în primire de Luis Munteanu, Daoua, interesantă opțiune, centrarea, lovitură de cap a lui Larie. Antui îi trimite lui Darius Olaru. Pasă bună aici la Alexandru. Alexandru levită pe Larie. Alexandru se desprinde, liber flancul drept. Radunovic. Radunovic reușește să treacă Risto Radunovic. Centrare șutată, mingea se lovește de Băluță probabil și este au de poartă. Iată-l pe Radunovic, a avut curaj aici să dribleze pe piciorul lui drept, ceea ce îl surprinde un pic pe Dina Grameni. Bine, tot cu stângul a tras mingea. Însă interesantă acțiunea internaționalului muntenegrean. Șut, acum reușește recuperarea Grigorian. Grigorian i-a fost coleg la urartul lui Nana Antui. De altfel, și Hagi a pus ochii pe Grigorian la aceeași dublă. Șut îi pasează lui Daoua. Acum Chiricheș cu o pasă pentru Șut, care reușește să agațe balonul, aștepta mingea Băruță și iată 50% din timp a avut fiecare dintre echipe balonul până în acest moment. O, ratează Ganea prima pasă, apoi o minge pentru Grigorian, care nu știe ce să facă, pur și simplu apare Diego Queiroz, bună pasă, preluarea lui Ganea este înapoi din Grameni. Grameni își deschide unghiul pe Șut, preferă să scoată la Luis Munteanu. Munteanu întâmpinat de Antui, centrează în fața porții, Târnovanu reușește să prindă, dar aruncarea este slabă, direct în afara terenului. Imediat își prezintă scuzele în fața capitanului Popescu. Îi se deschide acolo o bucată bună de teren. Popescu în careu. Mingea ajunge la colțul lung. Daoua intervine în fața lui Cojocaru. Iar acum FCSB prin Alexandru. Dar pasa acestuia e modestă. Larie nu atacă mingea și este deposedat de Florinel Coman. Larie se chinuie. Larie, Florinel Coman centrează. Dar mingea este interceptată de Queiroz. Radunovic în duel cu Grigorian, ritmul e din ce în ce mai bun la Ovidiu în Farul FCSB. Așteptăm însă golurile din această înfruntare. Larie pasează pentru Cristi Ganea și acum Mihai Popescu, care îl găsește pe Luis Munteanu. Mingea ajunge rapid de la un careu la altul. Luis Munteanu către Cojocaru, omul cu un assist minunat în meciul cu Rapid. Ionuț Cojocaru pune piciorul în Nana Antui. Cristi Ganea, centrare pentru Luis Munteanu, respinge Radunovic și câștigă duelul Olaru în fața lui Grameni. Un duel între capitani, Olaru pentru Coma, care alunecă, așteaptă Octavian Popescu. Pasa este un pic tare, Octavian Popescu nu șut, scoate Buzbuchi cu piciorul. Preia Băluță. Continuă atacul, dar Băluță întoarce mult balonul pentru Darius Olaru. Olaru combină cu Florinel Coman, faultat de Mihai Popescu, lovitură liberă pentru FCSB. Ce acțiune de contraatac au ratat mai devreme. Pasa lui Coman nu a fost grozavă pentru Octavian Popescu, pentru că l-a scos mult în unghi. Dar n-a fost pe o poziție viitoare, da, care să-i permită, asta era ideal, să-i permită, da, o finalizare din prima.
nu o continuare de acest fel. Coman, care a scos lovitura liberă și care a pasat mai devreme și care se pregătește să și bată lovitura liberă, are 5 goluri marcate în ultimele 5 partide, asta pentru că în două rânduri a reușit duble șeptarul celor de la FCSB. Să vedem ce aduce această lovitură liberă pentru echipa lui Elias Arambus și Mihai Pintiri. FCSB, liderul din acest moment din Superliga, din play-off, farul cu un moral bun după acel 2-1 cu Rapidul din Giulești. Omul decisiv pentru FCSB, Florinel Coman. E o poziție tentantă și probabil va alege să dea la poartă. Să vedem. Zidul nu e foarte înalt pentru farul Coman. Dă la poartă, prinde Buzbuchi. Șutul este pe centru. A scăpat. Dar probleme la inghinal pentru Florinel Coman. Pentru că o astfel de execuție necesită un efort suplimentar. Atunci când lovești mingea de această manieră, o deviere la care ajunge primul Antui. Nu reușește Ganea să intercepteze acel balon. Haralambus vrea să vadă care este starea lui Florinel Coman. Se uită îngrijorat spre șeptarul FCSB-ului. Primește Radunovic. Coman dă și pleacă. Primește Octavian Popescu. Mihai Popescu face faul după faul. Octavian Popescu bate repede, dar că Marcel Bârsan nu e de acord. Oricum, mingea era în mișcare. Încă o dată, șutul din lovitură liberă lui Coman pe Digi Sport 2 în Real Madrid Athletic Club din Bilbao. Este 1-0. A marcat Rodrigo pentru madrilen pe Digi Sport 3, 0-0 între Marseille și PSG. Pe Digi Sport 4 a început Medvedev contra lui Yannick Sinner cu Dimitrov. Grigor Dimitrov contra lui Yannick Sinner în finala ATP de la Miami. Medvedev spulberat în această săptămână de Sinner. Fluieră corect aici. O lovitură liberă pentru farul Marcel Bârsan și a tras adversarul de tricou Risto Radunovic. Primește Grameni. Grameni cu o lansare, să vedem, pentru Luis Munteanu. Ajunge la această minge 1-1 cu Chiricheș. Trebuie să se miște repede Luis Munteanu. Este blocat de Chiricheș și e lovitură de colț. Doar într-unul din ultimele 5 meciuri jucate, FCSB nu a încasat gol. S-a întâmplat la partida cu Petrolul, care s-a impus cu 1-0. Meciul în care s-a accidentat Rada Slavescu. Trebuia să revin cu această informație. După unele lucruri pe care le-am zis în prima repriză, este corner pentru formația lui Cică Hagi. Să vedem ce va aduce Ionuț Coșocaru. Pe jos, mingea îl izbește acolo pe șut. Chiricheș, e lovitură liberă pentru FCSB. Și așteptăm reluarea, au solicitat un hands. Da, la șut, în momentul în care a respins balonul. Sunt ceva torți acolo. Da. Ia să vedem. Nu. Are mâna în fața corpului. Cred că mingea lovește în mână, dar oricum nu se poate da. Îi sare și din piept. Da, nimic neregulamentar. Degajează Antui, respinge Gustavo Marins. Imprecis șut, vrea să joace din prima. Mingea ajunge cumva la Florinel Coman, care ezită să pătrundă, încearcă să-l joace pe Băluță în adâncime, respinge Duso, prelungește Ganea până la Cojocaru. Gustavo Marins. Marins, o execuție lobată, Luis Munteanu cade de lângă Daua și Marcel Bârsan dă lovitură liberă. Nemulțumit Gheorghe Hagi, nu știu dacă... Mai degrabă la adresa unui jucător al său.
nu neapărat la acest fault pe care l-a făcut Daua. Un lucru interesant, spuneam în prima repriză că Hagi, ca antrenor, are 31 de înfruntări cu FCSB. Ei bine, niciuna dintre acestea nu s-a terminat fără goluri. Deci lucrul ăsta trebuie să ne încurajeze, că vom vedea cel puțin un gol, o pasă pentru Grigorian. Grigorian trece de șut, centrare și Târnovanu respinge la ocazia lui Luis Munteanu. Radunovici acum către Chiricheș. Iată oportunitate pentru Farul. Daua până la Nana Antui. Băluță primește, talonat acolo de Duso, cade Băluță, scoate lovitura liberă. Dacă ești player, pariezi pe cine câștigă, nu pe cine ți-e drag. Ocazie bună. A dat de unde vine Luis Munteanu, doar că acolo era și Târnovanu. Florinel Coman. 8-9 raportul șuturilor. Au fost ceva șuturi, iată, în această seară. 3-4 pe spațiul porții. Daua combină cu Antui. Băluță. Din nou Duso. Se lipește de el. Băluță pentru șut. Direct la adversar. Greșește și Duso, dar nu e în pericol. Iar de la acesta pentru Buzbuchi. Larie. Gustavo Marins, brazilianul pentru un alt vorbitor de portugheză, Diogo Queiroz. Larie. Vine bine acolo la intercepție în fața lui Grigorian Chiriche și acum Olaru. Olaru cu o pasă pentru Băluță, care nu mai reușește o preluare la fel de bună precum cea din prima repriză. Jos. Ar fi vrut această minge Băluță. Nu atât de înaltă. Pasa, cum a trimis-o Darius Olaru. Farul etapa viitoare iese la Sepsi. Vom avea rapid CFR, dar și FCSB Universitatea Craiova cu Jocaru, cu un dribling. Grigorian așteaptă Luis Munteanu. Primește Luis Munteanu, pasa e slabă și aruncare de la margine pentru FCSB. Mingea atinsă clar de Luis Munteanu ceva mai devreme. Repune Nana Antui, cel care știm la primul meci ca titular jucat pentru FCSB a fost eliminat. E vorba de duelul cu Botoșaniul, câștigat până la urmă de FCSB pe arena națională cu scorul de 3-2, repunere. Însă mingea nu ajunge la Cristi Ganea. Noi îl vedem pe Ionuț Sebastian Cojocaru, cel care e la al nouălea meci în prima Liga României și la doar a doua partidă ca titular, prima fiind cea cu Rapid etapa trecută. Coman cu o pasă pentru Băluță, plecat din poziție regulamentară. Băluță, mingea ajunge la Octavian Popescu, se prăbușește acolo Coman, gol! Nu, este cartonaș galben pentru simulare la Octavian Popescu, fază care e extrem de controversată, galben pentru șut. Coman reușise să înscrie, doar că Marcel Bârsan oprise jocul. Cred că de aceea s-au și oprit fundașii Farului, pentru că Florinel Coman a venit de undeva din spate, a dat din prima la colțul lung. De revăzut faza. Aici atinge mingea Duso, Octavian Popescu. Se oprește Ganea, nu cred că fluierase Marcel Bârsan, nu de aceea s-a oprit Ganea, care a fost surprins, a părut surprins de apariția lui Florinel Coman din linia a doua. Dar ce faci dacă a existat contact între jucătorul Farului și Octavian Popescu? Nu, atunci revii și dai lovitură de la 11. Farul poate interveni dacă a existat contact. Varul poate interveni dacă a fost lăsată faza până la capăt și nu s-a fluierat înainte de finalul ei. Aici, la finalizare, Luis Munteanu și prinde balonul Târnovanu. Ce ocazie! A doua câteva minute are Luis Munteanu. Nu, chiar dacă a dat cartonaș galben pentru simulare și a oprit faza, dacă era contact și penalti, putea interveni varul. Și i-a trăgea atenția lui Bursan, că a luat decizia
greșită, doar că se pare nu a fost nimic, pentru că s-a dat repede drumul la joc. Băluță deposedat aici, să-l vedem pe Cojocaru, pleacă bine Dusop pe un culoar, Grigorian pentru Cojocaru, în careu, Grigorian simulează aici. Continuă Grigorian, scoate pentru Ganea, dar pare să se fi răcit faza, mai ales că Luis Muntean e în poziție de centrare. Iar Daua respinge fără probleme. Florinel Coman cade de lângă Gustavo Marins și se dă lovitură liberă și cartonaș galben pentru Gustavo Marins. Coman debuta în prima Liga României în tricoul Viitorului la meciul cu Astra, câștigat cu 2-0 de pe 18 aprilie 2015, iar primul gol îl reușea în august 2016 într-un meci jucat contra celor din Târgu Mureș. La acea vreme Târgu Mureș avea echipă în prima Ligă. Minutul 73 la Ovidiu Farul, FCSB 0-0. Aici avem finalizarea lui Luis Munteanu. Poate vom mai vedea și imagini cu acea pătrundere a lui Octavian Popescu. Coman pe lângă poartă. S-a activat Coman după acea lovitură liberă bătută în brațele lui Buzbuchi, deși părea că ceva l-a jenat, o problemă musculară. Se pare că a fost doar o sperietură. Ionuț Larie în stânga pentru Duso Antui, reușește să respingă în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Farul. Duso înapoi pentru Gustavo Marins. Gheiros pentru Larie. Iar acum Mihai Popescu trece aici, e faultat de Octavian Popescu, care nu ar fi bine să protesteze pentru că are galben. A dat din mână un gest, iată, Bârsan îi atrage atenția, galben pentru Ratunovici. Dar Octavian Popescu cu acel gest, arbitrii de obicei consideră că sunt sfidați în momentul în care, mă rog, că îi pui publicul în cap când dai așa din mână în direcția lui. De aceea s-a repezit nervos. Înainte de toate, nu ai voie să protestezi. Da. Vehement, înainte mai de toate. E fault aici. Aici e fault. Imediat după finalul partidei, interviuri în direct la Fotbal Club de la Ovidiu. Radu Naum vă așteaptă împreună cu invitații săi. Ilie Dumitrescu, Marius Lăcăduș și Cristi Giambașu. Iese Gustavo Marin și în locul său intră Kevin Boli. Poate din dorința de a-și proteja echipa face această schimbare Hagi. Gustavo Marins puțin mai devreme a văzut cartonașul galben. E posibil să treacă Boli pe postul de fundaș dreapta, iar Popescu să treacă în centrul apărării lângă Larie și cred că asta se întâmplă. Da, Kevin Boli este aici în partea dreaptă, aproape de Coman. Da, prinsese avânt așa Florinel Coman. Duso, Luis Munteanu nu trece mingea de Lixandru, care este blocat de Ganea. Balonul sare la Ionuț Larie, din nou în stânga pentru Duso, nici acum. Antui are viteză și ajunge la aceste mingi, un balon pe care îl urmărește Octavian Popescu, dar Chiros închide. Farul a sperat să găsească breșe să lovea, dar nu riscă Farul. Pentru ea acest meci, o victorie ar fi băgat-o în lupta pentru titlu, chiar dacă ar fi fost 7 puncte, să spunem, între ele. Dar așa un egal o ține la 10 puncte în spatele celor de la FCSB. Iar Farul nu mi-arată în repriza a doua că poate forța lucrurile. Ține în permanență 3 fundași centrali pe un singur jucător, pe Octavian Popescu. Ba chiar ține 4 jucători pe 2, pentru că rămâne aici și fundașul dreapta pe Florinel Coman. Acum Grigorian cu o pasă pentru Cojocaru. Așteaptă probabil Gheorghe Hagi de la Cojocaru să mai inventeze ceva, doar că nu a prins o seară inspirată până acum. Să-l vedem, combină cu Grigorian. Grigorian deschide foarte bine Grameni aici, unghiul, doar că s-a repliat Florinel Coman. Mingea lovește în mână pe Grameni, lovitură liberă pentru FCSB și schimbări la FCSB. Miculescu intră în locul lui Băluță.
Și intră și Bab Al Hasan, locul lui Alexandru. S-ar putea să aibă mai multă forță de joc FCSB, sunt fotbaliști puternici. Va avea în sfârșit un atacant acolo care să se poată lupta cu Larie, cu Mihai Popescu, dar și un mijlocaș dinamic cum este Bab Al Hasan, care vine de multe ori bine din linia a doua, ceea ce Alexandru nu face. Alexandru foarte rar atacă poarta. Nu intervine bine șut, dar blochează pasa pentru Grigorian. Boli, Larie, iar acum Buzbuki vine cu o degajare. Chiricheș încearcă să-i trimită lui Radunovici. Radunovici combină cu Darius Solaru. Pe digisport.ro puteți vedea pe site-ul nostru cele mai importante declarații făcute de Guardiola și Arteta după City Arsenal 0-0. De asemenea, mesajul suporterilor lui City pentru conducerea clubului afișat în timpul jocului. Diogo Queiroz trimite către Luis Munteanu, este acolo Nana Antui care scoate lovitura liberă, s-a pus bine în fața adversarului, fundașul dreapta. Dezinvolt până în momentul ăsta Nana Antui. Am văzut cât de încordat a părut la meciul cu Botoșani atunci când a fost eliminat. Repunere de la margine pentru Constanțeni, minutul 79 al înfruntării. Farul, o echipă cu un singur eșec în ultimele 6 partide, vă reamintim acest lucru, în vreme ce FCSB are 9 succese și 4 remize ca rezultate pozitive în deplasările acestui sezon. A pierdut doar în 2 rânduri. Un eșec cu UTA, celălalt cu Rapid. 4118 spectatori. Probabil arhi plină stadionul de la Ovidiu. Vedem că sunt locuri goale doar acolo lângă galeria celor de la FCSB. Buzbuki cu o minge pe care Boli reușește să o țină în teren. Grigorian faultat de galben de Vlad Chiricheș. O intrare întârziată. Nu a avut probleme. Wow. Talpă pe gleznă a lui Vlad Chiricheș. Și 5-2 la galbene pentru echipa oaspete în acest moment. Olaru șut, Octavian Popescu, Chiricheș și Radunovici cu galben. Să vedem dacă rămâne galbenul. Prima reluare a arătat destul de rău, pentru că a venit tare din lateral. Viteza intrării este una destul de mare și s-a dus cu talpa pe, și a prins piciorul. Se vede urât rău de tot. Dar probabil va rămâne galben. Cojocaru și Gustavo Marins, oamenii care au încasat cartonaș din tabăra Farului. Lucian Filip, Mihai Pintiri, Elias Haralambus, toți trei foști jucători în Superliga României, cel mai puțin timp petrecut de Haralambus la FC Vaslui. Repunere de la margine pentru echipa gazdă, este acolo Damian Dussault, adus în fotbal românesc de Dinamo, trecut apoi pe la Rapid. Este nevoie de schimbare, sau e nevoie de schimbări, că sunt trei oameni acolo. Nedelcu, Rivaldinho și Pudescu. Pudescu cu un look nou, ca să-l reperăm mai ușor pe gazon. Ei sunt oamenii care vor fi introduși pentru final de Gică Hagi. Coman câștigă în fața lui Graveni. Coman copasă către Miculescu. Miculescu pe jos, minge deviată peste poartă. A fost devierea lui Mihai Popescu și cred că mulți au avut o iluzie optică la această execuție. Dina Grameni a pierdut această minge la mijlocul terenului. Bine golul, frații mei, bine golul din corner. 1-0 FCSB la Craiova. La Constanța. FCSB bate Florinel Coman. Centrarea lui Coman, minge, șut, gol! Minutul 82, șut reușește să deschidă scorul. Din nou un corner bătut excelent de Florinel Coman, iar FCSB trece în avantaj.
exact înainte ca Gheorghe Hagi să facă cele trei schimbări. Adrian Șut la al treilea gol pe care îl marchează în acest sezon. S-ar putea dovedi însă cel mai important dintre ele. Coman din nou a bătut la colțul scurt. Să remarcăm acest lucru. Da. În prima repriză asta a făcut în vreo trei rânduri. Acum trimite la scurt, iar Șut rea balonul imparabil. Da. Imparabil la colțul lung. Excelent Adrian Șut. O fază fixă o aduce pe FCSB în avantaj, dar mai este de jucat din această partidă. Se efectuează acum schimbările la farul. Vedem pe cine schimbă. Gheorghe Hagi. Au intrat deja, s-au făcut deja schimbările. Le vedem pe Budescu la mijlocul terenului. E posibil să fi intrat Rivaldini în locul lui Luis Munteanu. Mă gândesc Budescu în locul lui Cojocaru. Da, Luis Munteanu nu mai e pe teren, nici Cojocaru. A ieșit și Queiroz. Larie joacă la margine cu Boli. Grigorian nu ajunge la această minge așa cum trebuie. Vedem pe Octavian Popescu. Pasa este interceptată de Larie. Nedelcu a intrat în locul lui Queiroz. O pasă a lui Grigorian pentru Budescu. Pleacă Antui. Duce mingea într-o zonă unde este Duso. Antui rămâne de unul singur. Întoarce pentru Daua. Trimite la întâmplare. Respinge Mihai Popescu. Duso cu o lansare spre Rivaldinho. Ar fi un atacant greoi. Degajează Târnovanu. Respinge Boli. Budescu pentru Grigorian. Budescu pentru Grigorian, pentru Budescu. Nedelcu reușește să recupereze balonul, dar pasează la adversar. Octavian Popescu, Olaru acum încearcă să schimbe partea. Preluare interesantă a lui Florinel Coman, dar fără efect. Buzbuchi, 6 minute plus prelungirile până la finalul acestei înfruntări. Avantaj minim pentru formația oaspete. Runda viitoare în ordinea zilelor de weekend. Șef și farul. Rapidă CFR Cluj, FCSB Universitatea Craiova în etapa a treia a play-off-ului. Risto Radunovici recuperează aici, însă pasează la Larie, care greșește, a degajat la Octavian Popescu. Larie îl dărâmă acolo pe Darius Olaru și să vedem cartonaș galben pentru Ionuț Larie. Nervos Larie, e o intrare în care își arată frustrarea. Dar farul a fost fricoasă pe ansamblu în această repriză a doua, în care nu a îndrăznit mai mult. Deși este o echipă fără niciun fel de presiune, nu a jucat un fotbal dinamic, a jucat un fotbal destul de prăfuit. Iată, direct pe gleznă se duce Larie, nu a avut nicio treabă cu mingea, își fac apariția nervii, frustrările, bineînțeles. Antui consiliat aici de Elias Haralambu să fie atent, probabil pe schimbările de direcție, doar că nu au mai fost atât de precise. Radunovici are o problemă. Probabil ar fi vrut o altă culoare la cartonaș la intrarea lui Larie. Însă Radunovici are deja un avertisment pentru că a protestat. Continuă să-l bârâie pe Marcel Bârsan. Chiricheș întoarce pentru Târnovanu. Bine, degajarea spre cine acolo? Miculescu a reușit să câștige duelul cu Mihai Popescu. Acum Baba Al-Hasan. Al-Hasan încearcă să treacă de Duso, care intervine în ultimul moment prin alunecare. Șut nu mai înscrisese pentru FCSB din sezonul de toamnă, de la un 2-2 pe teren propriu cu Universitatea Cluj. O făcuse în prealabil și la meciul de deplasare cu Șep și câștigat cu 5-2. Recuperează formația gazdă, iată-l aici pe Budescu, o pasă pentru Grigorian, reușesc intercepția oamenii lui Haralambu, Olaru a pus acolo piciorul,
Și să vedem degajarea lui Ștefan Târnovanu. Trimite către Coman, Kevin Boli în spate la Mihai Popescu. Nedelcu. Nedelcu pentru Duso. Duso la interior, cere mingea Budescu într-o poziție bună. Budescu mai departe pentru urcarea lui Boli. Boli. Centrarea lui Boli, o lovitură de cap a lui Rivaldini, o contrat de Chiricheș. Mingea îi revine lui Boli, Nedelcu. Pentru Mihai Popescu, Olaru pleacă în pressing, îl faultează pe Popescu, lovitură liberă. Olaru cu Calben. Grameni. O pasă a lui Grameni pentru Duso. O pasă clar prea puternică. Gane din linia de mijloc a trecut în atac după ieșirea lui Cojocaru. El este în flancul stâng. Budescu și Rivaldinio, ceilalți oameni din atacul lui Gică Hagi pentru ultimele minute ale acestei partide. Repune Nana Antui. Intrat pe parcursul acestui joc și intrat bine, prestație solidă pentru el. Coman scapă mingea afară, revine în posesie formația lui Gică Hagi. Din nou 7 puncte are FCSB față de locul 2 ocupat de Universitatea Craiova, meci care se va juca etapa viitoare. Budescu e un pic comic, sincer. Constantin Budescu, minge care ajunge la Miculescu. Miculescu ține bine de minge, întoarce în spate pentru Antui. Al Hasan, Miculescu, încrederea pe care ți-o dă scorul este reflectată în această serie de pase a celor de la FCSB. Și o vedem reflectată și la echipele de top atunci când lucrurile merg bine la, da, la ele, sau merg bine în timpul unui meci. Până la urmă, toți suntem oameni, unii cu mai multe calități, alții cu mai puține, unii mai talentați, unii mai puțin talentați, dar firea umană are caracteristici totuși generale. Repunere pentru Coman, intrare acolo cu talpa a lui Mihai Popescu. Cred că e galben pentru Mihai Popescu. Nu, e galben, am crezut că va fi doar avertisment verbal, dar e galben. Multă nervozitate, Mihai Popescu riscă și el un al doilea galben. Multă indisciplină, sincer. Însă același tip de atitudine a lui Bârsan ca și în cazul lui Octavian Popescu, căruia putea să-i dea al doilea galben, dar a preferat să pune lucrurile la punct Bârsan. Săptămâna viitoare sunt sferturile Cupei României de marți până joi. Aveți toate cele 4 partide în direct pe Digi Sport 1. Tot săptămâna viitoare la mijlocul ei etapă intermediară în Anglia. Mâine, pe lângă meciurile de care vorbeam mai devreme, sunt 5 partide din seria. Primul e la 13:30 pe Digi Sport 2. Avem însă și Villarreal Atletico de Madrid din campionatul Spanii. Lovitură liberă pentru FCSB în primul din cele 4 minute suplimentare ale reprizei secunde. Foarte aproape echipa oaspete de un succes cheie în lupta pentru titlu. O mașinărie stricată arată în acest moment farul pe final. Nu a reușit să se apropie deloc de poarta apărată de Târnovanu după ce șut a reușit să deschidă scorul. Lovitură liberă pentru FCSB. Să vedem dacă vor ține mingea în acel colț. Probabil că asta vor încerca să facă, pentru că suntem deja în prelungiri. Coman întârzie un pic executarea, dar și beneficiază și de sprijinul jucătorilor farului, care nu păstrează distanța regulamentară. Darius Olaru, minge recuperată de Nedelcu. Nedelcu în dificultate, pierde până la urmă balonul și este aruncare de la margine pentru farul. Dar timpul se scurge și pare greu pentru echipa lui Hagi să scoată mingea din acea zonă. Recuperează șut, balonul respins, același șut reușește să respingă de lângă Rivaldinio.
Degajează Nana Antui, Coman cu o preluare foarte bună, apoi cade de lângă Dussault, fanionul asistentului rămâne jos și jocul lăsat să continue spre disperarea lui Coman, care vede și el, cred, cartonașul galben pentru proteste. Multe cartonașe galbene date pentru proteste de Marcel Bursan. Să vedem dacă a avut dreptate Florinel Coman. Da, este faultat de Dussault, care se duce cu talpa pe tendon. Îi dă în picior. De două ori. Da. A dat Dussault. Au fost... ne aduce aminte, a fost acea lovitură liberă obținută de Coman, în care... cred că Mihai Popescu a lovit mingea undeva în startul reprizei secunde. De această dată chiar a fost lovit Coman. Mingea este la Dragoș Nedelcu, jucător care a fost și el la FCSB. Sare Daua, Nana Antui către Bab Alhassan, Octavian Popescu acum. Octavian Popescu urmărit de Grigorian, reușește să treacă de Armean pentru moment. Grigorian se ține aproape de carul oaspeților, trece Octavian Popescu, spectaculos. Octavian Popescu se întoarce acolo pentru a câștiga timp. Suntem în ultimul minut al prelungirilor reprizei secunde și Octavian Popescu scoate lovitura liberă. Cred că da, s-a dictat lovitură liberă pentru FCSB la acest duel. Dar ce trecere a reușit aici Octavian Popescu. A cățat acolo ușor de Kevin Boli, chiar descălțat, ne sugerează acest cadru. Iar FCSB nu mai are cum să scape această victorie, pentru că mai sunt, iată, 20 de secunde. Mingea este la colțul terenului, la 100 de metri de poarta lui Târnovanu. Au gestionat foarte bine minutele de după golul marcat de șut, în timp ce schimbările, cele trei schimbări făcute de Gheorghe Hagi nu au adus nimic. Măcar i-am putut admira noul look lui Constantin Budescu. Minge pentru Florinel Coman. Florinel Coman. Cine a rămas aici? Octavian Popescu. Și Marcel Bursan nu se mai complică. Pune capăt acestei partide. Victorie pentru FCSB. 7 puncte peste Universitatea Craiova. 10 puncte peste Rapid și CFR Cluj. FCSB în continuare rămâne principala favorită la titlu. Etapa viitoare vom avea locul 1 împotriva locului 2. Hagi pleacă nervos la vestiare. Urmează Fotbal Club cu reacții. Noi am fost George Dobre și Ionuț Angheluță. La revedere! No, I'm funded, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mine. When I hate, I attack. I wanna feel like this.
Something from nothing. Life lessons come.